Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom discuta despre dizolvarea unei societăți cu răspundere limitată prin hotărârea AGA. Ce se întâmplă cu angajații unui SRL în cazul dizolvării prin hotărârea adunării generale? Cum sunt preluați de o firmă nou înființată? Ce se întâmplă cu salariații unui SRL în cazul declarării falimentului? Prin ce literă de lege pot fi preluați salariații unei societăți de către altă societate? În cazul preluării pe firma nou înființată, în cazurile pe care mi le veți expune, există perioadă de probă pe contractul individual de muncă? Iată răspunsul specialiștilor portal Codul Muncii. Potrivit articolului 56 alineatul 1 litera A din Codul Muncii Republicat, contractul individual de muncă existent încetează de drept la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum și în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii. Articolul 227 alineatul 1 din legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune că societatea se va dizolva prin trecerea timpului stabilit pentru durata societății, imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia, declararea nulității societății, hotărârea adunării generale, hotărârea tribunalului la cererea oricărui asociat pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății, falimentul societății, alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății. Așadar, contractul individual de muncă existent încetează de drept în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii. Observăm că această dispoziție legală privind încetarea de drept a contractelor individuale de muncă în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică a reapărut în Codul Muncii prin legea 40/2011, după ce prin articolul 1.8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 55/2006 fusese aprobată. Astfel, dacă până la apariția legii 40/2011 în cazul dizolvării angajatorului se putea desface contractul individual de muncă al salariaților în temeiul articolului 65 din Codul Muncii, concediere pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, la acest moment dizolvarea angajatorului persoană juridică reprezintă temei de încetare de drept a contractului individual de muncă în baza articolului 56 alineatul 1 litera A din Codul Muncii Republicat. Însă, încetarea contractelor individuale de muncă de drept în temeiul articolului 56 alineatul 1 litera A din Codul Muncii Republicat, apreciem că se aplică în situația în care societatea se dizolvă fără preluare de active de către o altă societate. În schimb, nu va interveni încetarea de drept a contractelor individuale de muncă în ipoteza cesiunii dreptului de proprietate a unității în conformitate cu dispozițiile legii 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii al unității sau al unor părți ale acestora. Astfel, potrivit articolului 1 din legea 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii al unității sau al unor părți ale acestora, prevederile acestei legi reglementează condițiile în care se realizează protecția drepturilor de care beneficiază salariații prevăzute în contractele individuale de muncă și în contractul colectiv de muncă aplicabil în cazul transferului întreprinderii al unității sau al unor părți ale acestora către un alt angajator ca rezultat al unei cesiuni sau fuziuni potrivit legii. Așadar, în cazul trecerii din proprietatea cedentului în proprietatea cesionarului a unei întreprinderi, unități sau unor părți ale acestora ca rezultat a unei cesiuni sau fuziuni, apreciem că sunt aplicabile dispozițiile articolului 173 și articolului 174 din Codul Muncii Republicat și cele ale legii 67/2006 în cazul salariaților intervenind transferul colectiv și nu încetarea de drept a contractelor individuale de muncă ale acestora. Așadar, odată cu transferul întreprinderii al unității sau al unor părți ale acestora ce are loc în baza cesiunii sau fuziunii societăților comerciale, în privința salariaților societății cedente, apreciez că preluarea acestora de către societatea cesionară trebuie să se realizeze în condițiile și limitele stabilite de normele legale privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii al unității sau al unor părți ale acesteia, stabilite prin articolul 173 și articolul 174 din Codul Muncii Republicat și dezvoltate de legea 67/2006. Dizolvarea ca urmare a falimentului este posibilă în conformitate cu legea 85/2006 privind procedura insolvenței. Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, judecătorul sindic va pronunța dizolvarea societății debitoare. Astfel, dacă împotriva societății comerciale debitoare s-a deschis procedura insolvenței în baza legii 85
pe 2006, aceasta înseamnă încetarea activității obișnuite și intrarea debitorului sub imperiul unei proceduri judiciare ce implică o reglementare a activității sale specială și diferită de cea ce o era aplicabilă anterior. Din acest moment, activitatea societății este limitată strict la scopul procedurii, adică al stingerii creanțelor și al maximizării averii debitorului sau conform unui plan în cadrul reorganizării și este coordonată de administratorul judiciar numit de instanță sau ulterior de creditori. Astfel, administratorul judiciar, lichidatorul, este îndreptățit să ia măsurile necesare pentru maximizarea averii societății debitoare, legea acordându-i prerogativa desfacerii a contractelor individuale de muncă ale salariaților societății comerciale aflate în insolvență. Așadar, prin legea 85/2006, s-a instituit o situație de sine stătătoare de denunțare a contractelor individuale de muncă din partea administratorului judiciar sau lichidatorului, diferită de cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de Codul Muncii. În conformitate cu articolul 86 alineatul 1 din legea 85/2006, cu modificările și competențele ulterioare, contractele în derulare se consideră menținute la data deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desființare a contractelor în derulare pentru motivul descrierii procedurii sunt nule. În vederea creșterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar, lichidatorul, poate să denunțe orice contract, încheierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu pot fi executate în totalitate ori substanțial de către toate părțile implicate. Administratorul judiciar, lichidatorul, trebuie să răspundă în termen de 30 de zile unei notificări a contractului prin care îi se cere să denunțe contractul. În lipsa unui astfel de răspuns, administratorul judiciar, lichidatorul, nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunțat. Contractul se consideră denunțat în momentul A. La data expirării unui termen de 30 de zile de la recepționarea solicitării contractantului de denunțare a contractului, dacă administratorul judiciar, lichidatorul, nu răspunde. B. La data notificării denunțării de către administratorul judiciar lichidator. Potrivit articolului 86 alineatul 5 din legea 85/2006, cu modificările și competențele ulterioare, un contract de muncă sau de încheiere în calitate de locatar va putea fi denunțat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. Articolul 86 alineatul 6 din același act normativ prevede că prin derogare de la prevederile legii 53/2003 Codul Muncii, cu modificările și competențele ulterioare, după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgență de către administratorul judiciar lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Administratorul judiciar lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare. Așadar, administratorul judiciar și lichidatorul, în baza articolului 86 din legea 85/2006, cu modificările și competențele ulterioare, au posibilitatea denunțării desfacerii unilaterale a contractelor individuale de muncă ale salariaților, fiind scutiți de formalitățile prevăzute de lege cu privire la parcurgerea concedierii colective a personalului și obligați doar în ceea ce privește respectarea termenului de preaviz, care, față de noile modificări ale Codului Muncii, apreciem că este de cel puțin 20 de zile lucrătoare. În procedura de faliment, lichidatorul, în conformitate cu dispozițiile articolului 86 alineatele 1, 5 și 6 din legea 85/2006, ia măsurile necesare pentru desfacerea lichidării, putând să denunțe contracte, inclusiv contractele individuale de muncă ale salariaților societății. Astfel, în ceea ce privește desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului societății cu răspundere limitată, dizolvată în baza hotărârii de intrare în faliment, li se aplică dispozițiile speciale prevăzute de legea 85/2006, salariații putând fi concediați în temeiul articolului 86 din legea 85/2006 pentru motive ce intervin ca urmare a falimentului. Apreciem că salariații unei societăți pot fi preluați de către o altă societate în temeiul articolului 173 și articolului 174 din Codul Muncii Republican și legii 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii al unității sau al unor părți ale acestora. În ceea ce privește perioada de probă, având în vedere că în cazul transferului colectiv se transferă drepturile și obligațiile ce decurg din contractele individuale de muncă existente către noul angajator în temeiul articolului 5 din legea 67/2006,
Apreciem că salariații nu pot fi supuși unei noi perioade de probă odată cu transferul la angajatorul cesionar.